Locuitul în suburbii m-a făcut întotdeauna să mă simt puțin liniștit. Casele sunt copiate în mod ciudat, ca și cum ar fi sosit ca un prefabricat pe bancheta din spate a unui camion. Fiecare casă este o clonă a celor învecinate. Când locuiești într-un cartier calmeu, încep să ai impresia că și oamenii care locuiesc în aceste case provin din aceeași fabrică. Realitatea este mult prea des îmblânzită din schița unui inginer. Într-o dimineață, în timp ce îmi sorbeam cafeaua și mă bucuram de liniște, mi-a venit în minte. Ceva care mi se părea deosebit de ciudat în această zonă. Era atât de simplu, ceva atât de recognoscibil, încât trebuia să mă întreb de ce nu l-am observat mai devreme. Vidul care înghițea spațiul, lipsa de umbră, răspunsul care se ascundea la vedere, aproape cerând să fie recunoscut. Nu existau copaci. Nu este neobișnuit ca verdeața să fie rar în zonele ca aceasta. Totul se construiește atât de repede în zilele noastre încât nu e timp pentru ca natura să stea în cale. Dar încă mai vezi copaci care se înalță pe marginea drumului, blocând zumzetul traficului care trece. Veți găsi încă arbuști mari sau mici, care definesc o graniță între case. Flora, ascunsă între betonul făcut de om, există nu pentru că cineva a făcut-o așa, ci pentru că natura a implorat. Unde a fost asta? Am aruncat o privire pe fereastră, sperând să mi se dovedească că mă înșel cu siguranță m-am gândit, cu siguranță trebuie să fie ceva. Undeva care mi-a scăpat din vedere. Lipsa pământului s-a uitat la mine. Beton cenușiu, garduri de lemn, case vopsite în alb, fiecare cu același plan. Prăjinătatea fiecărei curți părea așa doar pentru că era falsă, iarba din plastic făcută nu în pământ, ci într-o fabrică. Soarele strălucea în jos, dar se simțea erosit aici ca o ramă frumoasă, fără portret înăuntru. Întotdeauna a fost așa, a existat o vreme când curțile erau pline de adăposturi naturale? Fusese oare răsărăitul soarelui însoțit de cântecul păsărilor? Puteai să întrezărești veverițele, împrăștiindu-se pe scoarță, evitând cu greu să dea direct în partea de jos a unei căsuțe pentru păsări. Am auzit scările scârțâind în timp ce soțul meu cobora scările cu o oră mai târziu decât mine, ca de obicei. Bună dimineața, iubito! Aproape că nu i-am răspuns, aflându-mă pierdută în curiozitate, Dragă, am spus în timp ce mă uitam pe fereastră. Unde este cel mai apropiat copac? Liniște urmată de un răsușor. Cel mai apropiat copac? Da, m-am întors cu fața la el. Nu există niciun copac pe strada asta și nici măcar nu mi-amintesc când am văzut ultima oră unul fără să plec din oraș. A deschis gura să răspundă, dar nu a ieșit niciun cuvânt. Și a strâns buzele, făcând o ușoară bosunfloare în timp ce se gândea. Nu sunt sigur, e foarte ciudat. Îngrijorarea lui s-a îndreptat spre mine. Iubito, ești bine? răs de parcă ai văzut o fantomă. Într-un fel așa era. Rămâșițele fantomatice ale naturii erau prezente peste tot în jurul nostru. Toți copacii tăiați pentru a ne face gardurile, fiind cel mai elementar exemplu. Dar nu am vrut să par nebună, așa că am lăsat o baltă. Da, doar că mi s-a părut ciudat. Mi-am bântuit mintea toată ziua. Nu pot să-mi dau seama de ce m-a afectat atât de profund. Poate că faptul că a rămas nepusă, de ce nimeni altcineva nu observase vreodată? Sau cel puțin nu am menționat niciodată această ciudățenie? Oare pur și simplu transformasem acest lucru într-o problemă mai mare decât era de fapt? Întrebările mele căutau răspunsuri și am putut să o văd pe una dintre vecinele mele, Edith, mergând pe trotuar. Edith e o doamnă drăguță, locuiește singură de când partenerul ei a murit. Dar asta a fost înainte ca eu să o locuiesc aici. Vorbește mult despre Mike, mi-aș fi dorit să-l fi cunoscut. Părea să fie un om grozav. Nu are familie care să aibă grijă de ea, dar, în ciuda vârstei sale, se descurcă foarte bine, trăind singură. E puternică și de multe ori mai a inspirat să fiu și eu puternică. Am deschis ușa de la intrare, prefăcându-mă că tocmai pe cam de acasă și am sărit-o. Edith, am zâmbit în timp ce mă îndreptam spre ea. O, ce mă bucur să te văd, dragă! Vocea ei mă încălzește întotdeauna când o aud. Fiind sigură că cea mai mare parte a zilei ea apreciază întotdeauna o interacțiune socială îndelungată, am vorbit o vreme, depunând amintiri, mi-a spus că nu vrea să irosească vremea frumoasă și că mai profita întotdeauna de ea. N-a reușit niciodată să se desteinuie cu exactitate cu el. Cauza morțului nu a fost niciodată descoperită. A fost găsit în tufișuri la câteva orașe distanță, acoperit de propriul sânge, în ciuda faptului că nu avea în vizibile, nu a cercetat niciodată mai adânc. Vorbesc asta doar când ea aduce subiectul în discuție. Cum lucrurile păreau că se încheie, am schimbat subiectul. Edith, uh, ai observat vreodată, mă simțeam nervoasă să menționez asta, dar nu eram sigură de ce. Ai observat vreodată că nu sunt copaci în jur? Am făcut un gest spre casă, în timp ce mă uitam în jur ca și cum ar fi fost probabil să arăt direct spre lipsa a ceva uitându-mă înapoi la edit, capul era ușor înclinat în timp ce mă privea. Zi din nou, dragă, nu sunt copaci? Ce vrei să spui? M-am simțit un pic prost aproape că mă întrebam dacă nu cumva am ratat unii, dacă nu cumva am fost pur și simplu oarbă. Nu sunt copaci, nu-i așa? M-am întrebat chiar pe mine însumi. Ea s-a holba la mine fără să răspundă. La început am crezut că avea aceeași constatare ca și mine, dar tăcerea a devenit mai lungă. Incomod de lungă. Nu există copaci, am început să lămuresc din nou. Orice pentru a umple aerul gol. Fața ei a început să se albească. S-a uitat direct în ochii mei, în timp ce irisul se dilata. A păstrat acel contact vizual doar pentru o clipă, înainte de a începe să se uite frenetic în jur. Unde? Unde sunt copacii? Am urmărit între mișcări rapide ale capului. Hei, Edit, uite-te la mine! Ne-am spus în brațul pentru a o susține în timp ce se împiedica. Aproape că mi-aș fi dorit să nu se fie uitat la mine. Liniștea din ochii ei, în timp ce buzele îi tremurau, mă bântuie. Pielea ei devenise palidă și a început să se îndoaie de la genunchi. Unde s-au dus?" a strigat. Unde s-au dus cu toții?" Capul ei înclinat ușor în sus, ca și cum ar fi încercat să întrezărească copacii impunători care pur și simplu nu erau acolo, doar cerselin. Alți vecini de pe stradă au început să se uite pe ferestre sau pe uși. Unii s-au repezit să o ajute. Unul a ținut-o sub brațe, coborând încet pe bordură, permițându-i să se așeze. Un altul a îngenunchea lângă ea. Edith, te simți bine? Au întrebat-o. Copacii nu sunt copaci. Acestea au fost singurele cuvinte pe care le-am putut desluși printre dezordinile incoerente pe care le scotea pe gură. Bărbatul s-a uitat la mine. Ce-i spus? Cu un acces de furie în vocea lui. De ce m-ar fi învinuit pe mine imediat? Nu știu, nu găseam cuvinte. Am vorbit despre cât de puțin copaci sunt, iar ea a început să intre în panică. Mă simțeam îngrozitor. Nu am vrut să se întâmple asta. Acest început de frică pe care îl dădusem, cei de pe bat s-au ridicat-o în picioare conducând o spre casa ei, Am încercat să-i urmez, dar unul dintre ei a ținut una ridicată spre mine cu palma deschisă. Cred că ar trebui să pleci. Mi-aș fi susținut cauza. Îmi făceam griji pentru ea și vreau să o ajut, dar simțeam că nu aveam prea multe argumente, având în vedere că eu eram cauza stării ei. M-am întors acasă și am povestit soțului meu de ce tocmai se întâmplase. El era la fel de neînberit ca și mine. În acea noapte m-a închinuit să dorm. Singurele gânduri pe care le aveam în minte erau despre Edit și în continuare despre lipsa copacilor. Având în vedere liniștea de afară, a fost ca un cuțit care a tăiat curat în aer când liniștea s-a transformat în altceva. Vânt? Nu. Un murmur? Poate. Ce-a fost asta? M-am ridicat în picioare și m-am uitat pe fereastră. Nu puteam vedea nicio sursă de zgomot. Deschizând fereastra în liniște, era mai mare acum. Încă liniștit, dar suficient de tare încât să pot avea o idee despre direcția lui, direct de, de sub. Aplecându-mă ușor spre fereastră, i-am putut vedea o persoană stătea în fața ușii noastre din față, vorbind. Volumul era suficient de scăzut pentru ca vocea lui să rămână ambiguă, doar un flux constant de sunete mormâind, cu cuvinte vagi care puteau fi deslușite creangă și nevăzut. Aceeași propoziție, oricare ar fi fost ea, se repeta ca un casetofon stricat. Am ascultat cu mare atenție, îndemnându-mă să găsesc sensul. În cele din urmă am reușit să-l deslușesc. Creanga nevăzută binecuvântează acest loc. Ramura nevăzută binecuvântează acest loc. Soțul meu s-a trezit. Ne-am auzit cea cea mișcându-se puțin în spatele meu. Ce-i zgomotul ăsta? Cuvintele lui au răzbit prin starea de oboseală pe jumătate a dormit. M-am uitat la el, deschizând ura pentru a-i răspunde, înainte de a observa că incantația se oprise. Privind înapoi am putut vedea silueta care fugea, părea să dispară. Hainele lui negre, ca cerneala, făceau să fie ușor să te pierzi rapid în noapte. Dimineața m-am trezit uitându-mă pe fereastră. Lipsa somnului, teroarea bântuitoare a lui Edith și ciudățenia întâlnită în timpul nopții, acestea s-au combinat într-un sentiment oribil de condamnare iminentă. Soțul meu a încercat să mă consoleze, dar explicațiile lui au căzut pe urechi mult prea curioase pentru a-i accepta soluțiile. Probabil că a fost un adolescent idiot, Edith e bătrână. Se mai întâmplă astfel de lucruri câteodată. Sunt sigur că sunt copaci undeva în oraș. Intențiile lui erau bune, doar nu puteau să vadă imaginea de ansamblu. Toate astea trebuiau să se potrivească, știam asta. Nici eu nu puteam vedea imaginea de ansamblu, dar puteam vedea puzzle-ul care se compunea. Trebuia doar să le pun cap la cap. Spre prânz am ieșit din casă și m-am îndreptat două uși mai jos spre casa lui Edith. Am vrut să-mi cer scuze pentru ziua precedentă. Primarea mi s-a părut mai lungă decât de obicei. La fiecare pas simțeam că ochii erau atintite asupra mea. Frica mă străpângea cu putere în piept. Eram extrem de conștientă de mediul nefiresc. Încă. Un loc care cândva se simțea ca acasă, acum se simțea ca o falsă argumentare a realității. M-am gândit să mă întorc, dar știam că asta nu ar fi făcut decât să se consume și mai mult. Poate că ar trebui să mă întorc acasă, poate că ignoranța este o fericire. Apropiându-mă de ușa lui Edith, am stat o clipă, gândindu-mă dacă să bat la ușă. Chiar și când am ridicat o mână în sus cu pânul închis, m-am oprit totuși. În cele din urmă, după o respirație adâncă, am bătut de trei ori, apoi încă de trei ori, apoi încă de trei ori. Fiecare val de bătaie a avut câteva minute între ele și totuși niciun răspuns. Edith e întotdeauna acasă la ora asta. A prânz, știam că ceva nu e în regulă. Dacă aș fi fost într-o stare de spirit mai bună, probabil că nu m-aș fi gândit prea mult la asta. Dar asta era prea mult deodată. Testând norocul, am tras mânerul în jos, ușa era descuiată. Cu surprinzător mai puțină reținere decât îmi luase cioconitul, am deschis ușa și am pășit înăuntru. Edith? Am strigat în timp ce mergeam pe holul ei scurt. Nu intrasem de fapt niciodată în casa ei. Majoritatea pereților erau acoperiți de fotografii. Întreaga sa viață, toate expuse pe acești pereți, în multe dintre fotografiile mai tinere, era văzută cu un bărbat. Am presupus că acesta era Mike. Intrând în bucătărie ei, am văzut frigiderul larg deschis. Lumina se revărsa pe podea, în timp ce zumzetul ușor umple camera. Pe se afla un plic. Cu numele meu scris cu pixul. Nu aș deschide niciodată corespondența al cuiva, dar aceasta mi-era adresa mie. Este corespondența mea, m-am gândit. De asemenea că, poate, Edith ar fi putut să scrie ceva cu care să mă ajute să o găsesc. Plicul nu era sigilat. Puteam să văd poza care ieșea afară. Am scos-o cu grijă. În ochii mei au avut nevoie de câteva secunde pentru a înțelege la ce mă uitam. Edith, clar recognoscibilă, cu hainele îmbibate în sânge, zăcea într-un tufiș, înghesuită bine, între frunze și crengi înțepătoare, frunzele păreau să o înconjoare ca și cum tufișul însuși nu fusese deranjat, ca și cum cel care ar pune acel obiect într-o cutie fără să o deschidă vreodată. Ritmul inimii mele s-a accelerat, aproape că îmi bătea în piept. Mâinile mele tremurând de nu puteau ține poza nemișcată, simțind că mi se formează lacrimi în ochi, la ca să pot distinge fraza scrisă pe cealaltă parte a pozei. Nu lupe creanga care te hrănește,